Bună ziua, bun și vreau să zic că am ajuns la pușcărie. Da, oficial chiar am ajuns la pușcărie. Scopul nostru este să ne jucăm 5 zile sau să scăpăm în aceste 5 zile. O să vedem cum vom supraviețui sau cum vom putea scăpa în aceste 5 zile. O să stăm o tonă de timp la sală. Prima oară am mâncat un mic dejun superb, foarte superb, adică ceva oase care ies dintr-o carne. Excelent! Și am început să socializez cu oamenii de lângă mine. William are un magazin, doar că n-am bani pentru nimica. Bentley are un magazin, tot n-am bani pentru nimica. Și toți au niște quest-uri. Quest-urile, dacă dai click, o să le iau pe toate și după o să vă le explic. Quest-urile mele sunt să distrag morning roll calul, să distrag micul dejun, care nu este de acum, e următorul. Și să îl bat pe Bentley. Haide să văd dacă e ăsta de acum. Era ăsta de acum. 27 de dolari. E bine. Da. Vreau să-l cap de acest polițai. Plănuiesc să fac asta cu niște strategii foarte bune de evaziune. Și o să vă arăt cum pot eu să fac sală. Mi-am făcut o tastă pe tastatură care poate să facă repsuri. QE, trebuie să faci QE în continuu. Dar în loc să faci QE, mi-am pus tasta aia și pot să le fac instant. Dacă chiar vrei, poți să te uiți în chestiile la altor oameni și poți să le folosești ca arme și poți să-i bați și pe ceilalți să le folosești și pe alea ca arme. Mi-am luat acum un comp shift, care sper că o să fie. Practic, poți să te uiți în chestiile altor oameni. Acum mă uit în masa lui William. Mi-am luat combul ăsta, am deja un comp shift. O să mi-l pun ca armă și da, sper că o să pot să-l bat pe Bentley. Acum mâncăm prânzul. Scârbos, e aceeași mâncare. Ceva îmi zice mie că nu o să-mi placă mâncarea asta de pușcărie. Eu am fugit de acolo și merg iar la sală. Mușchi! Am și eu un job, cel mai pro job, trebuie să le curăț toate hainele murdare la ăștia. Jobul meu mă ajută să fac o chestie ajuns de ciudată. Mă ajută să fur un costum de polițai și o să-mi dea unul defens, așa că o să pot să-l bat pe primul mai ușor. Am reușit să-l scot de acolo că l-aveam pe mine, o să merg iar la sală. Ăștia doi s-au bătut aici și eu le fur tot ce aveam în buzunar. Ei, și mai multă sală. Eu, pentru că am fost inteligent și dacă faceți și voi ca mie când vă jucați jocul, mi-am combinat toate chestiile alea, o armă cam slabă, doar că guard outfit și pot să bat un polițai că am făcut sală toată ziua. Începe planul, scot costumul normal, îmi pun costumul de polițai, îl bat pe Xavier și trebuie el să vină după mine. O să-l aduc aici și o să-l bat. L-am bătut pe polițaiul Xavier, acum pot să-i fur batonul și următoarea bătaie o să fie și mai ușoară. M-a văzut polițaiul că am furat chestii din buzunarul ăla. Aie, armă de nivel 3. Mă urmărește asta că l-am bătut. Aie, sunt mort, am încercat să-l bat pe altul și m-a văzut ăla. Da, am 90% hit, adică toți polițaii vor să mă omoare. N-am murit, doar că m-am pușcat în picior, nu știu cum. Adică m-am pușcat și după, da, tot mă refac. Mă refac eu, că au ăștia medic bun. Am și eu greutăți și îl pun pe ăsta să facă sală când fac și eu. Haide că fac și eu cu tine, fac și eu cu tine. Haide mă mai. Mai bagă-mă mai mult de 5. Dacă vă întrebați care e planul meu final, este să fur chestii de la oamenii mei, să fiu în prima zi foarte musculos, după în a doua zi să fiu foarte inteligent și să craftez totul și să scap. Sper că pot să scap. Mă caută poliția, i-au zis aici, trebuie să ascund. Cam asta e ziua 1, o să mă bag la pat și sper că nu găsesc ăștia nimica. N-au găsit nimica până la urmă. Trebuie să fur atenția polițailor și ca să le fur atenția polițailor fac așa. Le dai un pumn în gură și după fugi. 100 de dolari, hai că s-a meritat. Practic m-am pușcat ăla cumva și nu mă doare deloc și sunt bine a doua zi, dar gen, na, am luat bani, aia e important. Am alt quest de bătăiță la poliție, așa că o să le dau acum. Acum fur chestii. O să-l bat pe unul fără nicio armă. Quest-ul îmi zice să-l bat pe Marcus și pe Bentley și sunt ambici, așa că o să-l bat pe ăsta și după se trezește la și-l bat și pe ăla. Mi-am luat bătaie, oameni buni, dar o să-l bat pe celălalt, ăsta e prea puternic să n-am armă. L-am bătut pe ăsta și mi-a dat o armă 4 din 5, adică foarte bună. Și da, am scăpat cu o viață. Eu sunt un jucător foarte bun, pentru că în ziua 2 deja am bani și am și muștei bapă ăștia. O bătă, altă armă foarte bună. Am cumpărat niște duct tape, a fost intenționat, 100% nu că slab. Mă bate polițaiul, de ce vor să mă bată polițaiul?
Nu e din cauza că i-am bătut eu deloc. Nu, aia n-are nimic, are nicio legătură. Ok, ofițerul ăsta Logan are cheia de utilitate care putem să o folosim să luăm stash-uri care au loot în ele de obicei, așa că o să-l atrag afară și o să-l bat afară. Uite aici e locul unde-i stash-ul ăsta, aici trebuie să-l aduc pe Logan și aici mai e un stash de ăsta. Îl am pe polițaiul Logan cu mine, hai să-i dau un pumn în gură și-l țin aici. Gata, iau cheia. Haide, iau ăsta, fug, eu pun înapoi lui Logan, gata, am scăpat practic, o să-l mai bat o dată afară. E cam inutil ce am luat, dar na, trebuie să-ți încerc și anșele. Acum îl bat și afară, haide mă, ia bătăiță, iau cheia, am văzut că-i de ajuns, haide mănânc o de asta, am luat. O cheie de intrare, e chiar foarte bună asta. Îi pun cheia înapoi, dacă ai cheia aia când el se trezește, ești cam mort. Am luat toate furculițele și o să stau o zi întreagă să minez peretele ăla, pentru că n-avem peretele fals și cheia. O să salvez jocul așa, dar mă urmărea și poliția și Bentley și na, e, așa e mai bine să mor. În sfârșit i-am dat bătaie lui Bentley cu ajutorul la câțiva polițai. N-am plătit atenție și au găsit contrabandă băieții, așa că o să dăm restart la începutul zilei, pentru că erau vreo 5 secunde sau ce genul. Am găsit niște metal. Dacă vă întrebați, eu în mod normal scap în primele 4 zile, doar că ce am făcut aici? Ei bine, n-am găsit nicio filă, nicio pilă de degete, nici nimica. Așa că n-am cu ce să fac cutter și pe lângă asta n-am, am duct tape, dar n-am găsit de ajuns pentru să fac un pickaxe. Adică, da, suntem cam sărași pe material. Polițiștii ne tratează așa bine, adică pe bune, avem televizor. Ai putea să stai aici la televizor, stai frumos, faci exerciții, te duci un pic la job, poate să faci niște bani, să ții ceva bun, un biscuit, așa să te uiți la televizor și te dă mâncare gratis. Ei, s-ar putea să fie mâncarea. Dacă era mâncarea bună, se merita să stai aici, mult mai mult decât un apartament de 11 metri pătrați. Cu toții cred că am văzut postarea aia de Facebook. De închiriere, apartament 11 metri pătrați, chirie 200 de euro. O să fur toate furculițele pentru că așa e sângele meu românesc. În sfârșit am găsit prima oară și un glass shard. Și după glass shard-ul ăsta am găsit și timber. Și haide să-l pun. Și haide, iau și timber-ul și aici nimica. Ok, timbărul ăsta e foarte bun, dacă am o filă s-ar putea să pot să atârnă cop. Max are cheia la celulă, să ne amintim. N-am aflat prin violență, să știți, l-am întrebat foarte frumos. Eu mă uit la televizor și îmi sap peretele, e frumos rău. Acum am realizat, eu n-am postele. Ei, am peretele fals care pot să-l pun după, oricum vreau să intru doar pentru stash-ul ăla. Ok, pe Craig l-am bătut. Craig mă întreba pentru niște cărți de joc. Craig avea cărți de joc la el. Adică pe bune, de ce mă mai întrebai pentru încă un pachet, o să ți le dau înapoi și o să-ți cer banii. Haide, eu chiar îl aștept aici. S-a trezit, haide, Craig, ia-le, să... chiar mai ia banii pe el. O să intru aici, bun, haide să pun peretele în spatele meu, lopată, nu e cel mai bun, dar putea și mai... se putea altfel. Cum mă? Nu pot... sunt blocat aici... eu sunt blocat aici, băieți. Nu, că eu sunt blocat. Poți să-l iei! Cream că sunt blocat. M-a speriat așa de mult. Nu știu ce update s-a făcut la jocul ăsta. Înainte avea 4 viață și trebuia să-l rupi sau ce gen. Nu știu, așa mă amintesc. Acum e un fel de poster. Situație de panică. Am găsit ăsta, 36 dolari. Ce trebuie să fac? Deci mă urmări și doi polițai, by the way. Distraction of... ok, pot să distrag acum. Haide să căsit... Nu mă. Sper să aibă shop-ul ăla deschis mai mult timp. Vreau un ceas. O să-i dau un ceas, o să mă uit pe aici și găsesc un ceas. Sau pot să bat unul din doi polițai. Da, nu le știu numele. Ăsta e unul dintre cei doi polițiști și acum îl bat. Haide, pot să-l... nu, o strească să mă duc să-mi iau armă. Mi-am luat arma mea și făcut banii, acum o să mă duc să cumpăr aia. Aleluia, aleluia. Acum trebuie să fac inteligență ca ultimul disperat. Am ales la total, gen total glumă, să-l bat pe ăsta. I-am bătut pe ambii că se băteau și mi-a dat o filă.
cât de mult noroc am. Și celălalt avea săpăligă, așa că da, suntem bogați. Câtă contrabandă am, băieți. O să dorm foarte rapid ca să iau 7 inteligență pentru mâine ca să-mi craftez aia. Am luat mai multe costuri, astăzi costuri. În sfârșit o să pot să craftez fila aia. Haide, iau și duct tape-ul și de toate. Și yes, flimsy cutter. E cutter, dar gen e filă la noi. Ciudat. Aveam un quest, îl bat pe tipul ăsta și mi-a dat o filă. Să nu mă omoare poliția. Ajung sigur, ajung sigur. O să studiez aici un pic ca să învăț cum să pun niște duct tape. Oh, nu, de când am mai făcut eu exerciții de vreo 3 zile mi-am pierdut o viață, o să mor. Practic, ce ați învățat din video ăsta, dacă vă mai jucați, băteți-vă cu toți oamenii. Păceți mușchi în prima zi, luați-vă ceva să dați QE și băteți-vă cu toți, că doar de la oameni am luat... catere, adică da, foarte norocos. Eu am o strategie să scap mâine. O să fac acolo gaură și după aia ies cu caterul. Haide să încep de acum. Da, e leisure. O să-mi fac aici o gaură până pe cealaltă parte și după ies. You are too fatigued, îmi cer scuze. O creatură foarte inteligentă s-a blocat iar cu peretele lui fals. S-ar putea să scap direct pe cealaltă parte. Moarte totală, am găsit pietra. N-am ieșit eu la număr și acum mă caută toată lumea. Sunt în lockdown și e muzica asociată. Mereu am fost curios ce înseamnă backup-ul ăsta. Poate e un monstru sau ce genul. Din păcate mi-au găsit ăștia celula goală și n-am aflat ce înseamnă backup. O să cred că e mai mulți polițai. E, o să trească să refac ziua, 4 refac eu singur. O să-mi caut ăștia celula, hai că dau reset iar. Până la urmă, uite că am făcut mai bine decât originalul, că am vrut să iau un poster. Mi-am făcut deja flimsy cutter-ul ăla, mai îmi trebuie inteligență și da, așa cred că pot să scap până ziua 5. Notiță, dacă faci tunel sub ei te prind, da, o să refac ziua asta iar. În sfârșit am attempt-ul bun, acum o să stau toată ziua căutând o filă. Era să n-am bani de filă, bine, da, am niște quest-uri ușoare. Am rămas cu un dolar. Am tot planul, am toate chestiile, am și bed dummy, n-am uitat să fac. Lights out, trebuie să-mi fac planul. O să am nevoie de asta... Sau poate că n-am nevoie de... Da, nu o să am nevoie nicio cheie. Clar asta. Buta de baseball, de fapt. Hai să o echipez. După... Haide să luăm niște gogoși, să ne umplem gogoși, nu? Și logic... Prima oară trebuie să punem asta în pat. Luăm ăsta. Restul e acolo. Haide să mâncăm o de-asta. Da. Mergem aici. Luăm asta e mai bună, de fapt. Ia. Dig up. No, you're okay, inventarul tău e full. Haide, ia-o pe asta. Inventarul tău e full. Mai mănânc o gogoașă de-asta, e bună. Bună, mă, e sănătoasă gogoașa, nu-i deloc. De ce m-a trimit aici în solitării? Au găsit evidență. Păi ce ați găsit? Că nu era nimeni acolo. Nu trebuia să găsesc... Nesimțire. Nu mai joc jocul. Deloc. Deci chiar o să fac eu offline, dar gen... Nu trebuia să o găsească. Ăsta e bug, eu vă zic. Bug vizual.